Cupa Mărțișorului la not a fost organizată pe 2 și 3 martie în noul bazin din comuna suceveană Dumbrăveni. La competiții au participat peste 160 de sportivi de la cluburi din Chișinău, Cernăuți, Suceava, Fălticeni, Iași, Gura Humorului și Câmpulung Moldovenesc. Este o competiție de verificare unde, spre bucuria noastră, avem invitați internaționali. De data asta au răspuns chemării și colegii din Moldova. Avem Școala Sportivă 8 din Chișinău, două cluburi din Cernăuți, Activ Cernăuți și Elit Cernăuți, sportivi din Fălticeni, din Iași, din Gura Humorului, două cluburi din Câmpul Lung, Suceava și proaspăta sau tinerii copii din Dumbrăveni, care, spre bucuria noastră, vor urca pe podium pentru prima dată în probe individuale. Mă bucur foarte mult pentru această realizare. Competiția este de mult mai mare anvergură. Avem aproape 170, 168, 167 de copii în bazin. Organizarea este excelentă. Părinții i-am pus separat, pot să urmărească și concursul. În primul rând, este o formă de promovare extraordinară, atât la nivel local cât județean. Și în ultima perioadă, din ce în ce mai mulți copii, după concursul din decembrie, chiar dacă e frig afară, e perioada rece, au venit să înnoate, să învețe tainele notului. Ne bucurăm să îi ghidăm și îi așteptăm din ce în ce mai mulți.